Consilierii au votat miercuri seara o majorare a taxelor locale cu 2,62%, reprezentând rata inflației. Oricum, dacă nu plăteau acum, plăteau la anul și mai mult, pentru că e o regularizare care se face pe codul fiscal. N-a fost decât o indexare, practic, cu rata, cu indicele de inflație. Iarăși, atât, ăsta e subiectul și altul nu e. Astfel, impozitul pentru un apartament crește cu 2,56% de la 935 de lei pe metru pătrat, cât este în 2014 la 959 de lei pe metru pătrat. Și impozitul pe terenul care are construcții crește cu 2,61% de la 8597 de lei pe hectar, cât este stabilit în 2014 pentru zona A de impozitare, la 8822 de lei pe hectar în 2015. Majorări sunt și la taxa de habitat și la cea de ecarisaj. Dacă în 2014 taxa anuală de habitat a fost de 55 de lei pe persoană, anul viitor ea este stabilită la 56 de lei. O creștere similară de la 55 la 56 de lei se aplică și în cazul taxei de ecarisaj datorată de persoanele juridice, în timp ce persoanele fizice vor plăti tot 3 lei pe an. În privința taxei auto, ea a fost majorată pentru autovehiculele cu capacitate cilindrică de peste 2000 de centimetri cubi. Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 2001 centimetri cubi și 2600 centimetri cubi inclusiv, taxa crește de la 72 la 74 de lei pe fiecare grupă de 200 de centimetri cubi. Pentru cele cu capacitatea cilindrică între 2601 centimetri cubi și 3000 de centimetri cubi inclusiv, taxa crește de la 144 de lei la 148 de lei, iar pentru cele cu capacitatea cilindrică de peste 3001 centimetri cubi, taxa crește de la 290 de lei la 298 de lei. Aceste modificări au stârnit discuții aprinse între consilierii locali, mulți nefiind de acord cu majorarea taxelor. Noi suntem împotriva taxelor, așa încât la capitolul acesta o să-mi permit să nu fiu de acord. Este o mărire cu 2,62% a taxelor, e clară treaba asta. Una, după aia, sarcina la anul este aceeași, tot cu inflația de 3 ori va fi pe 3 ani la anul. Deci doar că anul ăsta plătim în plus 2,62. Asta e problema. În afară de asta, legea nu ne obligă anul ăsta să o facem. Ne obligă la anul. Potrivit directorului economic al primăriei, Daniel Stadoleanu, un cetățean din Galați care are apartament și autoturism va plăti în medie cu 8 lei mai mult decât în 2014. Nu este mărirea taxelor și impozitelor. Se aplică, se actualizează în funcție de indicele de inflație. Deci nu se majorează impozitele la modul real, doar se aplică acest indice de inflație. Da, dacă s-ar face odată la 3 ani, sarcina ar fi mult mai mare pentru contribuabil. Prevederile hotărârii de Consiliul Local intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.